Bună seara și bine ați venit! Mă numesc Moșneagul Ștefan Dragoș și... Cristina. O să vă fiu gazdă în această seară, pe parcursul la 2 ore, cât va dura conferința la care ați fost invitați. Înainte de a da curs desfășurării acestui întâlniri duhovnicești, vă rugăm să parcurgem un moment sublim de rugăciune pentru acele binecuvântare a lui Dumnezeu. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindea ești și soarele împlinești, Vistierul Bunătăților și Sfântătorului de viață, vino și să sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea puternice Părintele din Dumnezeu. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Binecuvântarea mea prea Sfântului Teofan, Bogolitul Moldovii și Bucovinei, Asociația Tineretului Ortodox Român, Filiala Pașcani, în colaborare cu Protopopiatul Pașcani, și în parteneriat cu Colegiul Vatican Mihail Sfătăveanu și Liceul Unirea din zona Vare, au organizat această conferință. Astfel ne bucurăm să avem în această seară ca invitați pe Părintele Constantin Sturzu, consilier. Consilier cultural al Metropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și pe poetul Marius Iordăcheaia. Ține tema conferinței intitulată Ortodox printre străini. Astfel, pe drumul spre Protopopiat, mă întrebam de ce tocmai un poet și un preot. Și Dumnezeu m-a făcut să-mi dau seama de răspuns. Și mi-a dat seama că un poet face un cuvânt frumos și un preot îi dăruiește. Această temă a fost aleasă de către tineri din cadrul asociației și s-a pornit de la problemele pe care le întâmpină ei în societate, dar mai ales la școală, anume faptul că se simt ca niște străini printre românii creștini ortodoxi. Simt o oarecare respingere atunci când vine vorba despre latura spirituală a fiecăruia. Înainte de a da cuvântul invitaților din această seară, dorim să vizionați câteva imagini dintr-un filmuleț realizat de actori, câteva amintiri frumoase, activități desfășurate de membrii acestei asociații, anume Tabără de la Giurgești, eveniment sponsorizat de alți tineri diverse, din parohia Nimir, apoi întâlnirea cu tinerii din parohia Humosu și, în ultimul rând, imagini din tipul excursiei organizate de actor în această vară.
și a fost, după cum ați văzut, prietenii noștri. Filmulețul poate fi găsit pe pagina Atlașca de pe Facebook. Așa cum bine știți din conferințele anterioare, vă rugăm să păstrați liniștea, să vă încălcați cu răbdare, iar dacă cineva dorește să adreseze o întrebare invitațiilor din această seară, membriatorului, vă vă dau o foaie de hârtie și un pix, apoi veți trimite hârtia în față. Vă mulțumim! Mai ușoară față de alte conferințe, pentru că voi sunteți în majoritatea tineri, chiar foarte tineri, așa încât vom încerca să vă împărtășim ceva din ceea ce poate la un moment dat a marcat tinerețea noastră. Mă uitam la voi și mă gândeam ce șanse minunate aveți. Faptul că vă puteți întâlni împreună, într-un anumit duh, faptul că puteți mărturisi pe Dumnezeu fiecare, așa cum poate și cum înțelege El, faptul că în școală faceți ora de religie, puteți face astfel de activități, așa cum am văzut, și mi-aduceam aminte de momentele în care ba a fost făcut pionier, ba a fost făcut utecist, asta cu utecist m-am amânat eu cât am putut, dar, până la urmă, nu prea scăpai, era, devenea o presiune așa, de cam obligat. Și cel mai mult mi-a adus aminte de un moment de, undeva de prin clasa 11, era de fapt chiar în 89, înainte de Revoluția la Vară, când a venit la noi un secretar cu propaganda, care răspundea de tineret, și încercea să ne convingă că nu există Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de revolta care era în sufletul meu, nu că era meu foarte apropiat de biserică în sensul concret, practic, al cuvântului. Avusesem o educație primită de la bunici, dar părinții nu mă învățaseră absolut nimic. În copilărie și apucasem să învăț ceva până în 6-7 ani. Dar ce s-a sădit acolo era consădit, adică eu știam că Dumnezeu există și venea cu argumente penibile de genul dacă Dumnezeu există și a făcut pe Adam și a făcut un singur om, din el au ieșit toți ceilalți. Cum era acest Adam? Era alb sau era negru? Da. Nu putea nimeni să-i spune, du-te mă, tale, și stai vreo 10 ani în Africa și să vezi dacă să mai păstrezi culoarea tenului, dar în minte după generații succesive, sute de ani și mai departe. În orice caz, noi, cei de aici, avem șansa să comparăm cele două perioade, cea de dinainte de 89 și cea de după 89. Și pe de o parte, sesizez că voi aveți această șansă, repet, de a vă manifesta în mod liber. Pe de altă parte, îmi dau seama că voi aveți din ce în ce mai multe atacuri și presiuni și pe ce a făcut secretarul ăla noi atunci, că a venit o singură dată. Deci, până într-o 11 ani n-a călcat niciun, o singură dată. A venit la o singură oră și nici nu l-am mai văzut de atunci. Voi acum aveți atacuri mult mai subtile și care sunt cam aproape în fiecare zi. Le resimțiți. Că am înțeles că tema aceasta a venit de la voi, dinspre voi, de la cei care resimțiți acest lucru și anume faptul că vă simțiți, deși sunteți într-o țară ortodoxă, majoritar ortodoxă, sunteți într-o Moldovă în care evlavia ortodoxă este destul de ridicată, totuși de multe ori vă simțiți ca niște străini. Printre colegii voștri, printre cei din familia voastră, pe stradă, nu? Dacă îți faci cruce pe stradă, la un moment dat te simți jenat, dacă te duci undeva la o masă și vrei să-ți faci o cruce, câți dintre voi aveți curajul să o faceți cruce la masă într-un restaurant? Înainte de a lua masă. Ia, v-ați ridicat mânuța câțiva totuși. Foarte bine, dar restul
Nu, nu e o problemă că ceilalți nu puteți. E de înțeles, pentru că există o anumită presiune sau anumite duhuri, imediat ești luat peste picior, imediat zice, dar ce ești apotnic, dar ce te-ai călugărit, dar ce... Eu vă spun că am pățit de multe ori la spovedanii, sunt tineri care vin și mărturisesc cu durere că sunt certați acasă, că vin și se spovedesc prea des, că vin prea des la biserică, că tu te și tu trăiești viața. De ce n-ai încă un prieten sau o prietenă, dar tu te și tu și cunoaște, că după aceea să ai de unde să alegi. Adică cu durere am constatat că însăși părinții îi duc pe copiilor undeva într-o zonă, mai du-te la discotecă, mai du-te chiar lucruri de genul ăsta. Crezând că ei dacă are calea aceasta și îi vedem, erau foarte bucuroși. Și sunt venind la biserică, spovedindu-se, împărtășindu-se, practic la fiecare liturghie, foarte mulți dintre ei, venind la, într-o vreme aveam serile acestea catechetice, palpalare acolo, ulterior acum avem un soi de agapă după Sfânta Liturghie și stăm cu toții și vorbim ca într-o familie, cum sunteți dumneavoastră, așa stăm de vorbă. După Sfânta Liturghie duminică, fiecare aduce de mâncare și poate mai întâi mâncăm, e care mă la întâi, evident, fiecare vorbim ce poate, ce a dus vecinul, ce a dus vecina, după care stăm de vorbă, ca într-o familie, cum ne întâlnim, nu? Duminica în familie, te întâlnești și în masă după liturghie sau mă rog, unii nume la biserică, dar au general o acea masă specială care se numește sărbători. Și aici aș vrea să... Mitre, nu aș vrea să vorbesc prea mult nici eu și cred că nici Marius nu să nu dească prea mult cuvântul, pentru că aș vrea să vedem voi cu ce vă confruntați, să ne împărtășiți și voi din durerile voastre. Și după aceea să încercăm să vă împărtășim ceva din experiența noastră personală, că și noi am fost tineri și am trecut prin multe astfel de lucruri. Și poate din lucrurile care am văzut, cel puțin eu, că au mers, au putut fi aplicate la cei care au venit și s-au spovedit la mine. După ce o să vorbească Marius, o să vă mai zic eu ceva legat de un text care are legătură cu această temă. Doamne ajută, mă bucur că sunt cu voi aici, indiferent de vârstă, mă socotesc pe toți tineri și n-am întâlnit până acum oameni care să mai aibă un rest de tinerețe netrăit, ceva pe acolo ne-am primit. Și când am terminat mai conferința de la ea și cu tineri de toate vârstele uniți-vă, da. Cred că stă bine unuia care e socotit și poet să înceapă cu o poezie. Cred că poezia pe care o să vă spun are legătură cu subiectul și cu ceea ce a spus și Părintele Constantin. Inițierea. Când m-am născut, Dumnezeu era de ținut politic, ca să fim în siguranță. Când am mers la școală, Dumnezeu era exmatriculat, ca să putem fi obiectivi. Când am făcut armata, Dumnezeu a împușcat pe stradă la Revoluție, ca să fim liberi. Când am găsit serviciu, Dumnezeu era dat afară din țară, ca să fie locuri de muncă. Când m-am îndrăgostit de o fată, Dumnezeu n-avea voie să iubească, pentru că nu era de acord cu mijloacele de contracepție. Și iată-mă tânăr și chideș, în clipa împlinirii mele ca bărbat, ca mire al vieții, ca brav cetățean al Europei, între Dumnezeu cu o cruce în spate și mulțimea de oameni care au avut grijă să ajungă aici, în frunte cu această regină a lumii, numită Love, și care strigă mai tandru, mai dulce, mai convingător decât toți. Răstignește. Sper că n-a fost prea... Asta e așa, pe scurt, o istorie spirituală a lui Marius Berghea. Sunt multe de povestit despre cum eram noi adolescenți și ce regim am. Regim foarte de post, din punct de vedere spiritual, am prins.
Mi-amintesc doar că la Revoluție eram în armată, de exemplu, și în ziua de 20, cred că 21, am fost chiar lângă București, jumătate din noi au plecat la televiziune, unii au murit acolo, nouă celor rămași în tabără, mi s-a dat alarma la unul noaptea că vin teroriștii cu tancurile și cu mitralierele și ne-a spus luați cozile de loc, pată și ieșiți afară. Am făcut de gardă la depozitul de combustibil contra teroriștilor cu o coadă de lopată, ca să vă imaginați absurdul situației. Și a doua zi dimineață a venit secretarul de partid pe unitate, a intrat foarte devreme în dormitorul nostru cu 400 de paturi și într-o baracă cu sârmă ghimpată, asemăna foarte bine cu cele de la Auschwitz și Birkenau. Și am mâncat câteva luni de zile numai spanac la borcan cu sare încălzit și cu șoric de porc. Și a intrat tovarășul și ne-a spus, suntem liberi. După ce cu câteva zile înainte ne adunaseră pe platou să ne spună că teroriștii au atacat Timișoara și noi, ca bravi costași ai patriei, să fim pregătiți de ripostă, huliganii de la Timișoara invadează țara și că partidul va fi și va face, acum a intrat și spunea, suntem liberi. Răspunsul a fost 400 de bocanci aruncați pe ușă. Cam așa a fost o tinerețe adevărată, adică neipocrită. Și am povestit lucrul ăsta și vă mai povestesc unul. Eram în armată, am făcut la Marina, am prins ultima serie de 2 ani, cu liceul de profil. Și eram în bucătăria navei și bucătarul meu, care avea 4 clase, purtam o discuție cu dânsul, eu vreau să dau la filozofie, la istorie filozofie și învățam marxist-leninism. Și povesteam lui teoria asta cu evoluționismul, cu supra organică primară. Și el se uita la mine așa și zice, bă, tu să-mi spui mie un singur lucru. Există Dumnezeu. Și zic, pe tot asta spuneam că nu există, că a existat o supra organică primară, din care au ieșit niște ființe și... Și el mi-a zis, zice, dacă mai continui, dau cu linguroiul ăsta în cap. Aveam un linguroi de la îndărtit în casă, cât o lopat așa. Și v-am povestit asta ca apologetică ortodoxă, care din păcate mai are un urmaș. Și că poate și din cauza asta suntem priviți uneori ca fundamentaliști, fanatici și alte lucruri. A existat, există încă o presă și pe internet, ortodoxistă, nu ortodoxă, care face mult rău din punctul ăsta de vedere. Și asta ar fi și unul din motivele pentru care putem fi priviți un pic, privirea care cade peste noi dinspre lume, să fie un pic bolată și de acest fenomen. Asta pentru că depinde de noi ce fel de ortodoxi suntem. Sau ce înseamnă ortodoxie, că pe titlul de pe afiș scrie ortodox printre străini. Hai să lămurim conceptele. Să vedem ce e ortodoxie, în primul rând, ce fel de ortodoxi suntem și dacă în funcție de ce fel de ortodoxi suntem, se poate explica și atitudinea oamenilor într-o oarecare măsură și atitudinea oamenilor față de noi. Încă o, să zic, o mică povestioară, o ilustrație mai degrabă, pentru, poate că servește unui bun început. Sper că am pus un bun început în sensul că suntem aici, în primul rând, să nu fim ipocriți. Vă încurajez să puneți întrebările care chiar vă dor, indiferent cum sună. Nu suntem la un examen, nu se dau note pentru formulări și așa mai departe. Vorbeam cu părinții înainte de conferință, că ne dorim o întâlnire caldă familială și în care să simțim prezența lui Dumnezeu, întâi mai ca și căldură și apoi să devină lumină. Să ne încălzim un pic sufletele unii cu alții, așa prin credința noastră împreună, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Ilustrația. Spunea un om al lui Dumnezeu, zice, dacă privești un vitraliu din afara bisericii, din stradă, o să vezi că de obicei biserica are ziduri groase, se creează un efect de lucarnă. Deci geamul devine cenușiu cu nuanțe verzui, cu ceva fier forjat acolo, oricum e ceva aproape opac. Privit din stradă, în vitraliu.
dacă intri în biserică și privești același vitral din interior, e o icoană superbă, plină de culori vii și, și foarte luminoasă și cu un sens foarte clar. Ceea ce din afară se vedea ca o bucată de geam gri berzuie și o bucată de fier acolo care o împarte, din interior adevărată, poate fi o adevărată capodoperă, poate fi o adevărată mărturisire de credință în chipul cel mai delicat, cel mai frumos și mai pătrunzător din punct de vedere emoțional. Ce vrea să spun acest om? Că adevărul revelat se poate înțelege doar dinăuntru, din biserică. Și că din afară el nu poate fi văzut. Așa cum este. Spun asta pentru că noi, de obicei, când vorbim cu cei din afară, vorbim ca cei care văd vitralul și spun, dar nu vezi ce culori minunate? Dar nu vezi ce extraordinară e icoană? Dar cel din afară nu vede ce vezi tu. Și acest antagonism dintre ortodoxi și străini, ca să parafrazez titlul conferinței, linia de demarcație se trece atunci când îi spui celălalt sau încerci măcar, vină înăuntru și privește de aici vitralul. Și vezi tu cu ochii tăi, cu simțurile tale, ce este. Ceea ce din afară vedeai așa cum îmi descrii și este de, bineînțeles, de neînțeles. Cred că e suficient pentru introducere. Cred că aș mai putea adăuga, ziceam că o să fac referire la un text, un fragmentat dintr-un text, pentru că, într-adevăr, e nevoie să ne lămurim un pic. Să vedem, înainte de a vedea cum vă simțiți voi și cu ce probleme vă confruntați voi acum, aici, în acest oraș, în acest timp, să vedem cum erau văzuți și cum sunt întotdeauna văzuți creștini, creștinii autentici pe care noi numim ortodoxi, pentru că ei au această relație corectă, au această credință dreaptă, adevărată, se raportează la Dumnezeu cel viu. A auzit cineva de epistola către Diognet? Nu cred că ați auzit. Este un text, deși teribil de frumos și de profund, despre ce înseamnă a fi creștin. Mă rog, discuțiile despre data de când, deci despre moment, perioada din care datează, sunt mai multe, dar se pare că e undeva din secolul II. Deci este o epistolă a cuiva către un păgân în care explică ce e cu acești creștini, ce e cu ei. Și hai să vedem dacă vă regăsiți în această descriere. Pentru că, ca să afli soluția, să vezi cum să te raportezi la lume, la cei din jurul tău și cum să faci să nu mai ai această senzație stranie că ești străin, că deși undeva va rămâne și acest lucru, această raportare la lume ca la ceva străin, dar pe de altă parte vei vedea că poți să devii foarte familiar cu toți și poți să-i cuprinzi pe toți cu inima ta, ai nevoie să vezi mai întâi să fii cu adevărat ortodox. Deci ca să te raportezi la cel străin, să fii tu cu adevărat cel ortodox, cel creștin. Și zice așa, e un fragmentul de undeva de prin capitolul 5. Zice, cei bine credincioși, adică noi zicem și ortodoxi, nu se deosebesc de alți oameni. Nici prin patrie, nici prin limbă, nici prin obiceiurile pe care le țin. Căci ei nici nu locuiesc în cetăți proprii, nici nu folosesc o limbă anume, nici nu duc o viață străină. Comportamentul pe care îl urmează nu a fost cugetat prin speculațiile unui om iscoditor. Nici nu se proclamă apărătorul unei învățături omenești, ci locuind atât în orașele grecești, cât și în cele barbare, așa erau atunci, așa era împărțită lumea, după cum a apucat fiecare și urmând obiceiurile băștinașilor în îmbrăcăminte, hrană și în restul comportamentului esențial, ne arată minunata și nespusa lor viețuire. Deci până acum am înțeles că noi nu suntem diferiți, dintr-un anumit punct de vedere, de toți ceilalți care poate că nu sunt ortodoxi sau
chiar nu cred în Dumnezeu sau au alte raportări la Dumnezeu decât o avem noi. Și spune în continuare, ei locuiesc în propriile țări, dar numai ca trecători. Iată deja apare un prim reper. Eu locuiesc aici, știu că sunt din această țară, dar în aceeași timp mă simt trecător. Ca cetățeni participă cu alții la toate lucrurile și totuși îndură toate ca niște străini. Orice ținut străin le e ca o patrie și orice loc de naștere ca un ținut al străinilor. Vedeți? Orice ținut străin le e ca o patrie. Adică eu nu stau, deși am un loc de naștere, am o țară pe care o iubesc, am un oraș pe care o iubesc, totuși nu mă lipesc de nimic, și o să vedeți în continuare de ce, ci consider că până la urmă toate sunt una. Adică ce este familiar poate să fie ca și cum ar fi străin, ce este străin ca și cum ar fi familiar. Nu e nicio diferență. Se căsătoresc așa cum fac toți. Dau naștere la copii, dar nu-și aruncă copiii. E, aici deja avem o problemă. Dacă vă uitați la ortodoxii noștri, câți dintre ei fac avorturi sau folosesc anumite metode avortive. Și asta arată, ca să înțelegem, dacă chiar suntem ortodoxi, dacă chiar suntem în zona aceasta și avem de ce să ne punem întrebarea aceasta și problema aceasta a raportării la cei care, pe care i-am numit așa generic străini. Au, spune mai departe, o masă comună, dar nu și un pat comun. Ce le ziceam de agapele astea, de întâlnirile, de ducărituri, ei rămâneau și stăteau înainte, încă era mai întâi masa și mai era împărtășirea, imediat. Perioada aceea apostolică, de după Mântuitorul, după perioada în care Mântuitorul a fost pe Pământ, cu trupul, după înălțarea lui la cer și venirea Duhului Sfânt, dar după aceea s-a inversat. Mai întâi era liturghia, Euharistia și apoi agapa, masa de după. Dar nu și un pat comun. Adică și pe atunci, cum și acum să mai trăiește, era un soi de desfrânare, să zicem, se trăia care cu care, mă rog, erau mai multe lucruri acolo, și în concubinaj, și aveai soție, mai aveai și concubini, și altă. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Își duc zilele pe pământ, dar sunt cetățeni ai raiului. Apropo de ce vă ziceam, da, sunt aici cetățean acestei țări, am un pașaport, un buletin, dar în același timp, eu știu că adevărata mea cetățenie este că sunt cetățean al raiului. Se supun legilor prescrise, dar totodată le depășesc prin defierea lor. Da, spune legea să nu fur, că dacă fură amendă, mă rog, pușcărie, revine de la caz la caz. Dar eu nu fur nu pentru că zice legea. Eu nu fur pentru că îmi spune mie conștiința că eu mă raportez la Dumnezeu. Știți cazul acela cu copilul care s-a dus pe câmpul tatălui noaptea și tatăl zice, tu uite-te în toate părțile, vezi să vină cineva că vrea să fure ceva de pe când zice, uite în față, în spate, în stânga, dreapta, și copilul zice, dar sus te-ai uitat, tată? Și a dat eu seama că răscăpase una din, unul din repere, din sus te-ai uitat? Că acolo nu se uita să se vadă dacă nu vede cineva. Și atunci și-a venit în fire tatăl și a dat seama că totuși, chiar dacă nu-l vede bine, este un Dumnezeu și conștiința lui must. Iubesc pe toți oamenii, ăștia sunt ortodoxi și ăștia sunt creștini, și sunt prigoniți de toți. Vedeți, nu-i nimic nou și o să vedeți. Așa va fi până la sfârșitul veacurilor. Dar asta nu e o, e o dramă, nu e o durere. O să vedeți de ce. Sunt necunoscuți și condamnați. Pe atunci nu prea se știa bine despre creștini și erau persecutați. Cum și acum, informațiile despre ce se întâmplă în biserică sunt după ureche. Te apucă groaza când vezi cum fac unii știri pe la televiziuni, în care amestecă noțiunile, mă rog, îți dau tot felul de informații care mai de care mai eronate, pentru că ei iau așa, după ureche, ce li se pare lor și interpretează după mintea lor ce se întâmplă în biserică. Sunt duși la moarte, dar înapoiați vieții. Era perioada în care erau des persecuți, erau duși la moarte. Sunt lipsiți de toate lucrurile, dar în toate au de Hristos. Sunt înjosiți și totuși îndreptățiți. Sunt blestemați și binecuvintează. Sunt înjurați și plătesc înjurătura cu cinstirea. Fac bine, dar ei sunt pedepsiți ca răufăcători. Când sunt pedepsiți, se bucură ca și cum s-ar trezi la viață. Da? Care din voi vă bucurați când sunteți pedepsiți de mama, de tata? Azi nu te uiți la televizor. Da? Te bucuri ca și cum te-ai trezi la viață? Ați trăit senzația asta vreodată?
să nu ai acces la nimic, că de obicei voi, ca orice alt tânăr de vârsta voastră, probabil sunteți ispitiți de televizor, calculator, telefon, și să fie momente în care, efectiv, să nu ai acces la nimic din toate acestea. Pur și simplu să trebuiască să stai în cameră sau undeva la țară, nu? Unde n-ai semnal, n-ai nimic, n-ai televizor, ce faci? La început e o perioadă așa de descumpănire, un soi de sevraj, un drogat, când e luat drogul, în sevraj. Nu? De multe ori poate și voi treceți prin asta, dar după care începe să vă treziți, să vedeți că lumea nu se reduce la ecranul ăla frumos, că e televizor, că e calculator și că este viață dincolo de asta și, de fapt, acolo e adevărata viață, că aici e cam o păcăreală așa. Poate să avem ocazia să mai vorbim despre asta. Și să închei. Ca să spun tot într-un cuvânt, ăsta e finalul de la ceea ce am ales eu. Ceea ce este sufletul în trup, astfel sunt creștinii în lume. Și spui, sufletul este răspândit prin toate părțile trupului. Și creștinii sunt împrăștiați prin toate cetățile lumii. Sufletul locuiește în trup, deși nu este al trupului. Și creștinii locuiesc în lume, dar nu sunt ai lumii. Asta este, și așa a fost dintotdeauna, ortodoxul, creștinul, că despre el vorbim, mărturisitorul Hristos, cel care îl alege pe Hristos, îl alege pe Dumnezeu, n-are cum să se simtă lumea decât în mod paradoxal. Ca făcând parte dintr-o altă realitate, a veșnicii, a relației cu Dumnezeu, a unei iubiri care e mai presus decât tot ceea ce este pe fața Pământului numit iubire, cu acest cuvânt pe care l-am pervertit cel mai adesea, dar în același timp, suntem aici, lucrăm, muncim, plătim taxe, luăm note la școală, avem și noi un salariu, trebuie să ne câștigăm existența. Ideea este că oricum, și dacă nu te raportezi așa, și cel care nu este creștin, nu este ortodox, tot are acest sentiment că nu aparține acestei lumi. Poate că ați trăit de multe ori sentimentul ăsta, că ați simțit că nu aparțineți acestei lumi. Și asta poate înainte de a avea o relație cu Dumnezeu sau fără să vă puneți problema în termenii acești. Deci aici cred că poate fi o bază de discuție și o identificare a soluției în ceea ce ne privește pe noi, cei care ne trăim în lumea aceasta. Da, vreau să spun foarte multe lucruri, dar nu o să spun. Vreau să ne ascult pe voi. În primul rând, dacă eu aș... Eu am citit textul ăsta cu mulți ani în urmă. Și este un text extraordinar. Este un text plin de har. Este viziunea ortodoxă asupra existenței umane. Dar la vârsta aia, dacă mă întrebai acum ce faci? Cum te conformezi textului? Sau cum te raportezi față de el? Creștinismul pe mine m-a găsit ca un tip terminat și din momentul în care l-am primit pe Hristos și o să discutăm despre asta, ce înseamnă că Hristos este Domn? Ce înseamnă că El este Împărat? Și din momentul în care Hristos a devenit Domnul meu, am terminat cu niște lucruri instantanee. Unul dintre ele care l-am pomenit, ipocrizia. În momentul ăla, ce în ușă și în căpușă. Chiar dacă nu e bine, chiar dacă ceea ce spui este incorrect. Sunt destui oameni și destui resurse de îndreptare. Oameni care să te ajute să te îndrepți. Problema este că ne schimbăm, ne înnoim, ne pocăim în sensul de metanoia, după cum bine știți. În măsura în care ne deschidem lăuntric, în măsura în care suntem sinceri. Miza profundă a acestei întâlniri este ca ea să folosească aceste înnoiri a noastră. Și ca să folosească, și că noi totul trebuie să primim ca o oportunitate, și de la Dumnezeu, în primul rând, o oportunitate de a adânci schimbarea noastră, ca să ajungem să trăim cu bucurie și să putem spune, după ce am ascultat fragmentul din epistola către Dionet, că da, asta e viața mea. Asta e viața mea și eu trăiesc ce s-a scris acolo. Aceeași notă de sinceritate, mă îndoiesc, cred că sunt puține persoane care au
care v-ați spune că viața lor este ca nevistola pe Dumnezeu. Și dacă e așa, de acolo trebuie să începe. Asta este opinia mea. Am avut, părintele Constantin știe, poate și parte din voi, la Piatra Mea de vine acolo, am, ca să zic așa, puțin un pic pregătit, am lucrat cu tineri de liceu. Adică am dialogat cu ei, între patru ochi, tineri care trăiau în păcate mari și care simțeau durere pentru asta și noi cumva un grup de mai mari în vârstă am mediat între ei și duhovnic. I-am ajutat să, atât, să ajungă la un duhovnic. Și nu Dumnezeu, dar Dumnezeu trebuie să ofere cineva să lucreze și lucreze, să facă și treaba asta. Un motiv, sper să nu fiu uitat în seara asta, un motiv al nefericirii noastre de a fi ortodoxi, este că nu lucrăm ceva ca ortodoxi. Nu suntem implicați într-o lucrare. Acum, uite, atorul este o formă, încearcă să organizeze o lucrare, ca tinerii să fie prinși într-o lucrare și atunci să se deprindă gustul adevărat al ortodoxiei, care nu se, și harul, și harul se gustă printr-o lucrare. A deveni ortodox este o fericire dacă este o lucrare și nu este doar o intenție teoretică. Ultimul lucru pe care vreau să spun. Am întâlnit niște tineri evadioși, cu câțiva ani, și discutam despre relația băieți și fete. Și ei ziceau, erau peste 20 de ani, se pregăteau de căsătorie și spuneau, ziceam, o prietenă, mi-am avut o prietenă, dar nu e destul de serioasă, nu e așa, nu îi lipsește aia, altul la fel, ei moral, ei la biserică, familii ordonate. Și toată chestia asta ținut până când le-am spus, bine mă, voi sunteți imaculați, ele sărace, cum au putut. Și la voi n-aveți nimic să vă retoșați. Voi sunteți perfecți. Și mi-au zis așa, ei, dar dacă puneți problema așa, adică au amuțit. Întâi au amuțit și pe aia s-au revoltat. Trebuie să începem cu noi discuția. Chiar dacă asta poate se pară că povara tot pe cei care sunt împovărați. Nu punem nicio povară, doar vrem să punem punctul corect de pornire al discuției. Și cred că asta s-a menționat deja prin ce înseamnă să fim ortodox, în textul din Diurne, epistola, unde suntem noi, pe unde suntem noi în raport cu acest text. Asta se spune dumneavoastră. Bine, o judecată, e un bun punct de plecare, onest, cinstit, de plecare în discuția noastră. Acum, dacă e să luăm așa, ceea ce am văzut în imaginile de dinainte, înseamnă foarte mult. Dacă voi reușiți să vă lăsați angrenați în bucuria aceasta de a trăi, de a vă trăi în vârsta, de a vă juca, de a dansa, dar în chipul acesta firesc, curat, și de a vă ține cât puteți de mult de, mai departe de nebunile din această lume, în care, de capcanele în care mulți tineri cad, deja faceți foarte mult. Pentru că lucrurile se așează, mai ales voi sunteți în perioada adolescenței, majoritatea, și, repet, în adolescență lucrurile se petrec acolo cu o viteză foarte mare, însă foarte multe sunt foarte multe stări care se schimbă rapid de la una la alta și atunci, și dacă e așa, e foarte bine. Faptul că unii vă zic că nu aveți o viață foarte cool, că nu sunteți tari, că nu sunteți poate, deși unii poate că și sunteți lideri în grupurile voastre, că de obicei există câte 1, 2, 3 care dau direcție și toată lumea caută să fie pe lângă aceea. Și aceia, de obicei, nu sunt dintre cei foarte cuminți. Poate să nu vă îngrijoreze, dacă aveți încredere în voi și eu, încredere pe care Dumnezeu o să deștea în inima voastră, așa cum puteți voi să vă apropiați de Dumnezeu și cum înțelegeți voi. Eu mi-aduc aminte de
un moment în care una din fetele mele, două sunt adolescente, una e mai mică ca fata, două sunt la liceu, povestea cu ceva ani în urmă că colegii se uitau la ele, că erau amândouă, gemene, și una din ele spunea, dar se uita la amândouă, că cum, de ce mergeți voi la biserică în fiecare duminică? Păi am vă plictisit, nu vă... și vă mai și împărtășiți. Oh, ce mai e și asta? Asta le spuneau colegilor, care ne-au zis, stai să vedem și i-am întrebat, ei ce fel de modele vă oferă, ce fel de modele au? Și îmi spunea de la tot felul de cântăreți, rock, apropo, dacă vreți o să vă povestesc despre asta, și eu am fost rocker la viața mea, metal, cu geacă, cu lansuri, cu plete, cu mesc la concerte, deci convertirea mea, propriu-zis, a fost mai târziu pe facultatea de filozofie, cu care a făcut orice. Și povesteam între altele, de exemplu, Ozzy Osbourne. Știți ce face Ozzy Osbourne de scenă? O rupe capetele la porumbei, bea sânge. Știți chestii de genul ăsta? S-auzi, nu? Tot felul de nebuni. Și am zis, tate, zic, du-te tu la școală mâine și spune că tu faci cel mai cool lucru de pe fața pământului. Tu bei sânge de porumbel, rup baide cu săracul de el acolo pe scenă și tu bei însuși sângele lui Dumnezeu. Mai cool de atâta nu cred că e ceva pe fața pământului. Adică depinde cum vă raportați voi. Dacă voi înțelegeți să dați valoare la ceea ce credeți, de voi depinde. Puteți, că Dumnezeu e cu voi și nimeni împotriva voastră după aceea. Aveți, vă voi da seama că de fapt nu vă luptați cu nimeni, cu niciun om. Sunt niște lucruri acolo, e altceva, e o altă de luptă. Dar depinde de voi. În propriul vostru limbaj, în felul vostru de a interacționa, că știu că există un anumit limbaj și un anumit mod de a interacționa între voi și trebuie să fie așa, specific ăsta, care e diferit de ceea ce am trăit noi, apropo, de ce spuneam, dincolo de faptul că voi nu trăiți în comunism, ce e așa, oricum nu se puteau compara situațiile noastre, așa, ca idee, să vedeți prin ce am trecut noi. Dar aici am încercat să fiți voi înși vă, autentici. Dom'le, dacă eu simt că acum trebuie să-mi fac cruce, îmi fac cruce. Ce dacă te uiți și te crizești ca prostul la mine și nu uiți? Crizește-te și... Care e problema? Dacă mergem la pizzerie și tu spui că hai mă, ia pizza și eu spun că nu, că țin post. Poți să mă iei peste picior că țin post și... Eu mi-asum lucrul ăsta și știu că asta mă face de mine unic. Asta îmi dă mie o anumită valoare. Că anumiterii e riscul ăsta, nu? S-o luăm toți, cum zice, au luat-o ca oile. O să duci unul acolo, toți după el. Nu e asta, nu asta se întâmplă la voi, de obicei, în clase? Este? Câte unii care dau direcția și toți. Unde mergem? În prăpaste. Ura! Ca înainte. Ei, aici e provocarea voastră. Și repet, asta fără să faceți cruci largi, să umblați fetele cu partice, încheiate până la gură, eventual cu văr de la cala arăpăice. Nu, puțin, da. Decentă, dar tinerească, cum îmbrăcați, așa cum se îmbracă lumea. Ați văzut că sunt în lume. Faci toate care sunt în lume. Te duci la școală, mergi la un dans. De curând mi-a cerut cineva, zice, dați părinte binecuvântare, dar zici, după aia mi-a zis, era cu inima strânsă. Îmi dați binecuvântare să mă duc la... Și e trecut de studenție, deci are două zile și vreo cinci de ani. Să mă duc la dansuri, la dansuri de astea clasice, să învăț. Că îi se părea că nu prea simți lucru, vrei să faci. Tu te și pe dansuri. Tu te și pe mișcare, nu-i nimic. E firesc să ai nevoie. La un moment dat o să stai acolo și gândul ăsta, o să te bucur, o să treci prin experiența asta, o să iei ceva de învățat din ea și cât. Adică nu e nevoie să intrăm. Există tendința și Marius, cred că o să vă povestească, dacă o să vreți să vă povestească, de a organiza tinerii, de a aduna într-o, mă rog, diferite grupări de genul acesta și mă refer la, și la ortodox, și este tendința asta și sunt unele, dar și în alte confesiuni. Și după aceea ei intră săraci într-un soi de
N-am încotro, se comportă pentru că așa cere grupul, că așa sunt lucrurile, că și-a ajuns într-un fursoi de poze. Dar am vorbit prea mult și am spus un copil. Așa încât aș juca pe voi, dacă aveți întrebări. Cu mânuța sus, cu bilețele, cum doriți voi, cum vi se pare mai potrivit. Putem ne împărțim așa, tragem la sort, să vedem. Mie sper să închizi un subiect mai ușor, subiect examenul. Îl citesc direct. Dacă o persoană în care este ortodoxă doar cu numele și acea persoană își bate joc de ortodoxie și de Dumnezeu, cum ar trebui să reacționăm noi adevărații creștini la o asemenea situație? Să le atragem atenția, să încercăm să le schimbăm părerea, să îi lăsăm cu gândurile lor întunecate. Păi dacă noi suntem adevărați creștini, deja am făcut mai mult decât puteam face, pentru că știți ce se întâmplă în momentul în care un astfel de om are această nevoie de a-și bate joc, era acolo niște durere ale lui, niște probleme ale lui. Și cel mai adesea e să vezi că nu-l convingi pe un astfel de om cu tot cu un cuvânt. Nu poți contrazice un cuvânt al lui cu un cuvânt al tău și tu îl răpui. Mă l-am pus pe botul pe labe, l-am certat sau am stat într-un dialog, ne-am încontrat noi și l-am convins. Dacă își bate joc. Una este că nu din neștiință face altceva. Dacă îl vezi că nu că din neștiință face ceva greșit, dar îl vezi că este bine intenționat și dorit să înveți, îi spui. Dar când el, cum să zic, așa, își asumă stilul ăsta de a-și bate joc, nu-l poți contra decât cu dragoste. Decât cu multă dragoste. Nici nu te lași bazocorit și nu lași, adică îi ții somn, ca să zic așa. Dacă el începe să înjure de cele sfinte și așa, nu te apuci și înjuri și tu, ca să-i arăți că îl iubești. Uite, de dragoste față de tine, înjuri și tu. De ce înjuri de curci? Hai că e un jur de Paște. Ca să-ți arăt că ești foarte drag. Dar, în primul rând, dincolo de faptul că spuneți aici că ar trebui să fii adevărat creștin, adică dincolo de faptul că tu ai o anumită așezare, important să te rogi pentru această persoană, pur și simplu să vorbești cu Dumnezeu. Că de obicei, genul ăsta de oameni nu primesc nimic de la oameni. Ori se consideră prea importanți, sunt prea mândri, ori sunt revoltați, poate să fie și o revoltă acolo. Nu știi de unde vine bătaia de joc. S-ar putea să fie asistat la niște lucruri care țin de ce zicea Marius la un moment dat, de frățărnicie. S-ar putea să fi văzut pe unii care pozează foarte evlavioși și la spate făceau multe lucruri. Și atunci el să ia râs spate, zice, a, pe dacă asta este credință, dacă asta este ortodoxia, nu poți să știi ce este acolo, dar Dumnezeu știe. Și dacă îi spui Dumnezeu, cred că Dumnezeu, și asta e valabil în multe situații, că nu poți vorbi cu un om, vorbește cu Dumnezeu și spune, pune el în inima acelui om ce trebuie. Am cunoscut o fată, chiar zâmbeam cu prietenul meu, Marius, care am venit în anul ăsta. Împreună, de obicei, deja împreună la toate întâlnirile. Un alt Marius, Marius Apope, care aici, în primul rând, de asemenea, un misionar în rândul tinerilor. Da, suntem, parcă prieteni suntem prea puțin. În biserică există ceva mai profund de prieteni. Sau, cum îți spune termenul de prieteni, cunoșteam o fată, eram în chilie la Duhovnic și, de fapt, așteptam la ușă și când am intrat, eram un grup de fete de la Antorni, chiar. Și vă zice părintele, bine că ai venit, ia vină aici, stai aici, zice. Fetele astea vorbesc mai despre Marius Rădăcheaia. Fusesem la o întâlnire la o biserică din Bistrița cu atorienii. Și ne-am prezentat revista autografită, atunci apărea și am vorbit una alta și ceva nu le-a plăcut. Și m-au dus să mă întoarc la Duhovnic. Glumesc acum, deci nu știau probabil că e Duhovnicul meu, părintele respectiv. Și mă criticau de foc acolo. Și părintele, vreau să spun că erau, cum zice părintele Constantin, arăcoaici ortodoxe, deci blindate. Erau, în ce privește moda evlavioasă ortodoxă, de nota 11. Și
mă criticau pe mine că eram cumva prea liberal, așa, în expunere și obișnuit să lucrez cu copiii care, pe care Hristos i-a scos cu capul din propria lor gomă. Limbajul meu e de, din zona respectivă. Primul articol care am scris în autografiti se numea Cimitirul din liceu și vorbeam despre fața nevăzută a celui mai tare liceu din oraș de la mine. Cu, nu vreau să vă enumăr acum, nenorocirile care se întâmplau în closete, în pauze sau în tufișurile din parcul din vecinătate. Sau, vorbesc despre ipocrizie pentru că mi se pare cea mai mare ispită la noi, la ortodoxi, poate, mai ales în relații cu lumea. Și vorbeam de fetele care mă așteptau la Duhul în ghilimele și mă părau acolo. Le-am revăzut, adică până din ele le-am revăzut, chiar vorbeam cu Marius, după o lună, două, trei, și mai recent, nu le-ați recunoscut. Imaginea din chiria părintelui și cu imaginea de pe stradă erau la antipod. Da? O băbuță de 17 ani, de o parte, da? Și o fată super sexy, aceeași persoană, pe stradă. Da? Și cu prietenul, într-o relație țepată de tinerească, să spunem așa. Și ne-a durut foarte tare pe amândoi treaba asta. Nu am socotit o cădere, să nu credeți că am emis vreo judecată morală, ci ne-a durut că partea ortodoxă a fost doar o mască care musă că trebuia smulsă și începută de ortodoxia de la tipa super sexy care era început de acolo, care era punctul ei de plecare autentic. Aia era ea. Ne bucurăm că are o viață bisericească și că se identifică cu ea însă și începe de acolo și că n-a luptat cu biserica devenind o tipă bine de pe stradă. Și că își începe viața ei de credință din ceea ce este și poate și îi place să fie. Experiențe ca asta au fost mai multe, să știți. Și de aceea vorbim pe această temă și consider că problema fundamentală este cea pe care am discutat-o acum săptămână în conferința de la Iași, care avea titlul Ai primit un mesaj pe cord, ai deschis mesajul. Era vorba de mesajul de la chemarea lui Dumnezeu, de a-i aparține. La botez, noi spunem, te lepezi de satană și te unești, te preunezi, formula mai veche, cu Hristos. Te lipești, te faci un singur duh cu El. Și apoi, prin Sfânta Împărtășanie, te faci chiar și un sânge și un trup cu El. A-ți fi jenă că ești ortodox, vine din faptul că nu te-ai împreunat cu Hristos. Totalmente, desăvârșit și că nu ți-ai găsit în asta destinul. Sensul nesfârșit al vieții, împlinirea. Dacă asta se întâmplă, nu mai există nicio jenă. Privit exterior, e ca la musulmani. Puțin îi pasă unui musulman care își face rugăciunea și întinde cocorașul la ora și își face rugăciunea de restul lumii. Ce spune, ce gândește, ce... El vorbește cu Dumnezeul lui, îl are pe Dumnezeul lui în față, are veșnicia în față, restul sunt fleacuri. Restul, totul e un fleac. Noi suntem jenați. Noi dacă, în ghilimele, ne scoatem covorașul de rugăciune, uităm în toate părțile și întrebăm lumea dacă e de acord. Dacă nu se simt deranjați, suntem mai politică corect, începem să fim decât ei. Jena de a-ți face cruce într-un restaurant, pe stradă sau la școală sau oriunde, apare din faptul că tu nu te identifici în mod sincer, onest, asumat, cu statutul tău de credincios ortodox. Iar statutul tău de credincios ortodox nu este conjunctural, o chestiune socială, cum să zic, de statistică. Aparțin confesiunii ortodoxe. Dacă despre asta e vorba, e la cu zero. Ci că am răspuns la telefonul lăuntric al inimii mele, că am deschis ușa aia de acolo, a intrat Hristos și El a devenit Domnul meu și Dumnezeul meu. Știți, sunt cuvintele, sunt Apostol Toma.
și l-a spus în genunchind după ce a pipăit rănile lui Hristos. Asta este o experiență duhovnicească, dacă n-ai avut-o, ai toate șansele să fii un ortodox ipocrit. Deci miezul problemei, clar că dacă există o convertire reală, dacă relația ta cu Dumnezeu este vie și este mădua sufletului tău, dacă tu aia numești viață, nu evenimentele ce se înșiruiesc pe stradă, sau în viața politică, socială, culturală a țării. Ce numești viață? Ce numești identitatea ta profundă? Asta trebuie lămurit. Eu nu am nicio jenă că sunt... Eu sunt un convertit. Nu am nicio jenă că sunt ortodox, dimpotrivă. Dimpotrivă, am atitudinea, mi-am adus aminte, discutând cu părintele despre poezie, înainte de conferință, de Marius Ianuș, un poet postmodernist, fracturist, mă rog, un lider al generației lui poetice, care s-a convertit, l-a ajutat părintele să facă Baștovoi, să facă pasul. L-am văzut înainte de convertire la un festival de poezie recitând. Când a terminat de recitat poemul, cartea era varză, era desfăcută în foi, prin sală. Deci, la fiecare vers, trântea cu cartea de masă și urla. Așa își recita poeziile. Cam așa sunt eu, adesea mă numesc un derbedeu sau un golan ortodox. Puțin, nu numai că puțin îmi pasă ce cred ceilalți, dar ce am eu și n-au ei, îi văd pe toți, mi-e milă de ei. Îi văd ca pe niște nefericiți și ca pe niște oameni care poartă toți niște măști. Și n-au curajul să fie înșiși pentru că asta nu înseamnă nimic. Am scris la Doxologia un articol cu un preot care se duce în vizită la un spital. Intră într-un salon în care erau, nu știu dacă l-ați citit, intră într-un salon în care erau niște tineri și tinerii le-au la mișto pe părintele. Că era într-o țară occidentală, se petrecea treaba asta, tineretul emancipat de mult și mai mult ca la noi și noi le-i luăm ca model pe ei. Și le-am la discuție, poate Dumnezeu să facă o piatră mai mare decât poate să ridice și alte prostii, cum zicea părintele, de era Adam negru sau alb. La care părintele îi spune, zice, și eu sunt preot, am o preocupare foarte serioasă, nu mă ocup de fleacuri, mă ocup doar de lucrurile care nu-i lasă pe oameni să doarmă noaptea. Chestia asta cu piatra îți produce insomnii? Nu. Dar ce îți produce insomnii? Păi faptul că am o prietenă, a rămas înțelepciunată și nu pot să vezi nevastă. Hai să discutăm despre asta. Păi cum? Hristos are legătură cu asta? Păi cu asta are legătură, cu piatra n-are nicio legătură. Deci o problemă de conștiință, o problemă de inimă. Problema este dacă noi ăștia din sala asta suntem toți niște convertiți. Am trecut printr-un proces de metanoia, de schimbare. Suntem credincioși nu pentru că mergem duminică la biserică, pentru că citim acatiste și facem metanii. Ci toate acestea le facem pentru că suntem, inima noastră este creștină. Adică în ea este un tron și pe tronul nostru Hristos domnește ca icoane. Este acolo și dragostea noastră fundamentală, rațiunea noastră de a fi, este să stăm la picioarele Lui și să-L contemplăm. Și ne găsim fericirea, bucuria în cuvântul Lui, în ceea ce spune El să facem. Eu până am întâlnit cu Hristos, eram un ipocrit 100%. Pentru că neștiind ce e viața, care este sensul, de unde vine, unde se duce, vorba lui Țuțea, da? Fără Dumnezeu, omul e un animal care vine de nicăieri, duce nicăieri, da? Asta eram. Dar, începând de ipocrizia, confecționam răspunsuri care nu erau adevărate, dar mă făceau pe mine să pară adevărat. Nu există expresia asta între tine. Bă, era o tipă adevărată, era un tip adevărat, tare, cool, cum zice părintele, da? Este limbajul vostru pe care ați încercat, limbajul tinerilor în general. La ador sunt sigur că nu se vorbește așa. Prin care încearcă să facă o legătură cu realitatea și să promoveze anumite caractere tari. Caracter de lider. Cum zicea părintele, ne ducem ca oile după ăla. De ce? Pentru că ne-a impresionat, are carismă, cum se spune. Pare un tip deosebit, înseamnă că știe lucruri deosebite și că ne poate duce și ne poate... Și unde ne duce el, ne face și pe noi deosebiți chestia asta. De-aia că ăla și-a dus jumătate din păr și jumătatea care a rămas și-a vopsit oros, e extraordinar. Ăsta tipul a avut o inițiativă originală, știe ce face. Trebuie să fie tare chestia asta.
Astea nu sunt, ăștia nu sunt decât înlocuitori ridicoli de adevărată identitate. Cum să te consideri tu cineva cu jumătate de cap ras și jumătate vopsit roz? Sau faptul că ți-ai rupt plugii și ai lansat o nouă modă? Cum poți să trăiești din chestii dintre astea ieftine? Și să zici că asta e tinerețe? Să asculti muzica asta cu niște versuri tâmpite care nu ar trece nici de nivel de grădiniță, ca la nivel intelectual, și să spui asta înseamnă să trăiești din plin. O, Dumnezeule, hai să ne uităm un pic, hai să întrebăm conștiința. Chiar asta se însemne, nivelul ăsta de îndobitocire metafizică, cum zicea cineva, se însemne viață? Oricum toate lucrurile ne rămân exterioare, toată discuția asta rămâne o discuție, dacă noi nu am trecut, noi nu am răspuns la mesaj, dacă Hristos nu este viu în inima noastră și noi nu suntem vii prin El. De când eram mică, copiii de vârsta mea râdeau de mine. Mai precis de înfățișarea mea. Astăzi lucrurile stau la fel. Și așa am ajuns să mă simt urâtă. Mereu apel la apel când merg pe stradă. Este păcat să nu-ți placă de tine așa cum te-a dat Bunul Dumnezeu? Despre asta vorbeam, dacă ești la urmă, dacă ești așa cum te-a dat Bunul Dumnezeu. Dar dacă tu crezi că ești fără Hristos, așa cum te-a făcut Dumnezeu, te înșeli. Atunci n-ar mai fi nevoie de Hristos. Dacă tu ești așa cum trebuie, fără El, atunci nu ești creștin. Eu sunt creștin pentru că nu pot să crezi fără Hristos. Nu pot să gândesc fără El, nu pot să simt fără El. El este adevărul, spunem, e care adevărul și viața, El este adevărul. De ce știu eu că ceea ce trăiesc este adevărat? Că zice Gigi, care e cel mai tare din școală, comparați-l cu Hristos. Apoi să uităm un lucru. Noi ne putem regăsi pe noi înșine și putem afla cine suntem. Uitându-ne la El, la Hristos, nu la noi. Că dacă ne uităm la noi, sigur că ne apucă groaza, vedem o mie și una de lucruri care nu ne plac. Normal, să nu ne plac. Nu neapărat de ordin fizic. Dar dacă nu mă uit la Hristos, faptul cum a făcut Zahel, s-a uitat la Mântuitorul și a văzut în ochii Mântuitorului cum putea să fie El. Un nemernic, un vânzător, un hoț, asta era Zahel, fura, asuprea pe conaționalii, își trădase religie, își trădase neamul, deci și el nu mai avea nicio stimă de sine. Se considera pe sine un ultim om, așa și era în comunitatea aceea. Dar când se uita la el, Hristos și-a zis, Zahel, foarte de grabă că trebuia să trebuie să rămână în casa ta, atunci am schimbat și atunci, hai să ne încercăm noi să ne uităm mai mult la Dumnezeu, să vedem și să vedeți că o să vă placă de Hristos. Dacă vă place de Hristos, vă place și de voi. O altă întrebare, cum ne putem feri de anturaje rele? Mi-aduc aminte de o conferință pe care o ține o doamnă în America, poate ați văzut-o și voi, în care le vorbește tinerilor de sexualitate și în care spune că de multe ori s-a întâlnit cu întrebarea asta, dacă mi-ar fi spus cineva, dacă aș m-ar fi avertizat ce înseamnă viața sexuală și ce consecințe și ce urmări. Și la un moment dat apărea întrebarea, spune că a discutat la un moment dat cu o tânără și aia spune că a rămas însărcinat. Și ea întreabă doamna aceasta, dar cum s-a întâmplat? Iar tânăra răspunde, păi nu știu, a fost un accident. Și ea zice, stai, cum adică un accident? Păi, dar ce, aia a ieșit boala din casă și a revenit pe scări, pa, ai dormit de unul și gata copilul? Ăla e accident, adică, cum un accident? Clar că au fost niște pași până să ajungi acolo și să faci chestia asta cu cineva și să ajungi să mai ieși lumii însărcinată. Ei, așa și cu anturajele rele. Ca să ajungi într-un asemenea anturaj, înseamnă că au fost niște pași acolo.
Și n-ai fost atent la ceea ce se întâmplă în viața ta sau n-ai avut curajul să-ți spui, iată, cu acest, prietenia mea cu acesta sau cu aceasta, mă face să fiu așa, scoate cei mai rău din mine sau mă duce într-o anumită zonă. Și atunci, dacă asta îmi face rău, caut să evit, caut să nu mai fac lucrul ăsta. Deci, vedem care sunt roadele. Cumpășim prietenii de altfel. De obicei, nu te prietenești cu unul care te face să te simți prost, care te umilește și te jignește tot timpul, nu te scoate din prost, din idiot. Nu bă, la te prietenești. Te prietenești cu unul cu care poți să schimbi și tu ceva, să ai un... o relație în care se simți că tu te poți manifesta ca persoană și el te înțelege. Și la rândul lui și tu îl înțelegi. Se creează acolo o fel de chimie. Deci aici să fim atenți la ceea ce se întâmplă, ce scoate din noi persoana respectivă și atunci să ne vedem interesul. Interesul nostru este să nu ajungem în situația în care să suferim sau să facem lucruri care ne dor sau nu este conștiință. Am mulți prieteni care merg la discotecă. Mie nu-mi place să merg acolo și nici nu văd ceva distractiv în asta. Mulți dintre ei mă critică. Ce pot face să-i conving că e mai important să merg duminica la biserică și să mă rog, decât să petrec noaptea nedormită într-o discotecă. Biserica, și când spun biserică, nu vorbesc numai despre cler. Vorbesc și despre noi mireni. Bine cunoscut iacon Luz Andrei Curaev, un misionar în țara lui, spunea că misionarismul nu trebuie să facă preot. Preotul trebuie să fie preot, să spovedească, să împărtășească, să facă liturghie, să facă masă și așa mai departe. Partea de misionarism trebuie făcută de oameni de cultură creștini, de mireni. Ei trebuie să-i aducă pe alții la biserică. Dacă nu există această activitate misionară a mirenilor, apar întrebări de genul ăsta. Nu mustru pe nimeni, să știți, să nu aibă ceva impresia că cert acum. Dar apar multe probleme, multe întrebări de aici, au un fond comun. Cum să fac să-i spun că eu la biserică? Foarte simplu, spune eu la biserică mă simt mai fericită decât tine, decât ești tu când mergi la discotecă. Eu dimineața sunt fresh, sau după amiază, da? Inima mea este împăcată cu Dumnezeu și cu oamenii. Faptul că sunt împăcată cu tine este că pot să te iubesc și dacă eu merg la biserică și tu mergi la discotecă. Dacă n-aș merge la biserică, aș urâi ceea ce faci tu, cum fac majoritatea oamenilor, care zic că trebuie să faci ce fac eu. Dacă nu faci ce fac eu, mă iubești. Și multe alte lucruri de genul ăsta. Dar asta înseamnă că adevărul bisericii este al tău. Este și adevărul tău personal, trăiești din el. Și răspunsurile, bineînțeles că asta o mărturisire ortodoxă. Câți dintre noi au spus celorlalți, eu sunt mai fericit ca și creștin ortodox decât sunteți voi ca oameni din lume? Dar să știți ceva de treaba asta, întreba un preot, avea o întrebare, o punea tuturor, zice, ați avut vreodată insomnie din cauza fericirii de a fi creștin? N-aveau săracii. Eu am avut pe darul lui Dumnezeu pentru oricine îl vrea. Oricine vrea fericirea aia. Problema cu noi e că nu o vrem. Că ni s-ar da. Treaba e atât de serioasă că cineva a murit pe cruce pentru ca fericirea aia să ajungă la noi. Iar noi? Cred că toți tinerii nu ar avea întrebări de genul ăsta. Și ar fi foarte, foarte fericiți dacă ar fi unul, niște convertiți, adică s-a schimbat în lăutrul lor centru de greutate și rădăcina ființei lor. Nu mai zic, ce să fac eu? Dar eu oare cum să mă îmbrac? Dar eu oare la ce facultate să mă duc? Dar eu. Un creștin nu începe cu eu. Un creștin începe ce spune Hristos despre? Pentru că a fi creștin înseamnă a face cele plăcute înaintea Domnului. Dar nu de, cum să zic, nu de frică din teroare, că altfel o să nu știu ce. Ci pentru că în asta își găsește și el plăcerea.
dacă ai o legătură interioară cu Dumnezeu, în schimb oricărei mici persecuții, și asta o spun nu doar din experiența bisericii, dacă vreți, orice mică persecuție este înmiit, răsplătită și acum de Dumnezeu în lăuntru tău, dacă ai o relație vie cu El. Pentru orice palmă primită din lume, Hristos te sărută de trei ori pe obraz. Dar asta înseamnă că tu ești foarte aproape de gura Lui, că trăiești în foarte aproape de El, da? Și că nu trebuie să vină de foarte departe să te îmbrățișeze. Nici nu știu dacă tu în interiorul tău ai o asemenea relație cu Hristos și că acea relație se numește viața ta. Iar restul este viața lumii față de care mărturisești pe Hristos. Sunt unii oameni care la biserică sunt într-un fel, dar pe stradă fumează, beau și înjură. Oare aceștia sunt creștini adevărați? Nu judecați oamenii nici după astfel de manifestări. E clar că într-o anumită etapă sunt și astfel de situații în care te comporți într-un fel la biserică, imediat ce ești în largul tău, ești altfel și vă puteți și voi testa pe voi, vedeți-vă cum sunteți în intimitate, cum vă manifestați și vedeți acolo. Poate să și fie, la un moment dat, nu știi drama acestui om, nu știi prin ce trece, nu știi ce răni are, ce dureri, ce traume, de ce a ajuns să fie în felul acesta schizofrenic cumva, adică într-un fel în biserică, în alt fel în afara bisericii. Dincolo de, sigur, vorbim noi de ipocrizie și de fățărnicie și de lucruri de genul acesta. Sunt multe situații, este un exemplu, la un moment dat, cu un preot care era știut de toată lumea că era un pic cam aspru, vorbea cam